Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel. Bun venit la cele mai importante știri din industria cripto, astăzi, 19 decembrie 2023. Știri bune pentru Bitcoin în grămădală mare la mineri. Cei de la Cipher Mining cumpără mineri în valoare de 100 de milioane de dolari. Se pare că unele companii, unii investitori nu mai sunt atrași de a cumpăra Bitcoin, pur și simplu preferă să-i producă. Vă dați seama că este o altă stare, o altă emoție atunci când ai o aparatură, o jucărie care se produce Bitcoin și nu mai depinzi de un exchange. Acum, na, unii zic că e mai bine să-i cumperi, e mai ieftin, n-ai bătaie de cap, alții preferă să-i mineze. Fidelity sunt al doilea cel mai mare jucător după BlackRock, ca și dimensiune, ca și fonduri în management, iar aceștia cred că Bitcoin poate atinge un market cap de 15 trilioane de dolari până în 2030. Asta înseamnă de aproximativ 20 de ori cât e acum. Hai să zicem un 700 de mii, 800 de mii de dolari pentru o singură monedă. Este o predicție interesantă. Nu știu dacă e făcută la OHA doar să încălzească piețele, dar e interesantă și nu e făcută de niște ageamii, da? Am mai văzut în trecut JP Morgan și alții declarând Bitcoin e scam, chiar și BlackRock-ul zicea e scam, e porcărie, doar infractorii. Să fie acum invers, gen anunță, da, o cumpărați voi găleți acum că o să fie 15 trilioane și de fapt nu o să fie niciodată. Și ăsta e un scenariu posibil. Din păcate, SEC-ul se joacă cu mintea și buzunarele oamenilor, în special cu cei care investesc sau pariază pe Ethereum. SEC-ul a decis să respingă și să amâne decizia pentru Hashdesk și încă o companie mare, da? Galaxy Digital, pentru luna mai, în ce privește ETF-urile pentru Ethereum. Chestia asta va cauza o oarecare frustrare în piață și pentru cei care așteaptă Ethereum foarte curând la 4.000-5.000 de dolari, îmi pare rău, dar cred că mai e de așteptat. OKX este un exchange destul de mare cu destul de mulți useri, care de ceva timp are și un wallet, un portofel. Dacă folosiți cumva acest portofel de la OKX, sfatul meu și al lor este să verificați dacă aveți ultima variantă, să vă faceți update. Bine, cu mare grijă pe ce butoane apăsați, cum apăsați. Ideea este că au descoperit că au o vulnerabilitate în cod și asta înseamnă că portofelul este vulnerabil pentru cei care n-au făcut update-ul. Dacă e să-mi placă o chestie la american, bine, sunt mai multe. E chestia asta în care ei te amendează, te perpelesc dacă faci greșeli. Gen JP Morgan au plătit miliarde și miliarde de dolari. Oamenii au greșit, știau că nu e ok, că nu e legal, le-au făcut, s-au îmbogățit, bum, amendă, da? Acum avem și cazul ăsta cu Binance, 2,7 miliarde de dolari pentru spălare de bani, da? Deci ca să speli bani, plătești amenzi, evident. Asta este o chestie pe care eu cred că, nu știu, unii o aplică greșit. Dacă îi bași pe oameni la închisoare, nu faci nimic. Dacă le iei banii, îi doare mai tare. Da? Eu cred că infracțiunile economice ar trebui pedepsite economic, adică nu cu privare de libertate. Experții spun că sunt 98,7% șanse ca Bitcoin ETF să fie aprobat. No, bun, și ce facem dacă nu e aprobat? Adică sunt 1,3% șanse să nu fie aprobat. Este și asta o posibilitate. Dacă toată lumea mizează doar pe Bitcoin ETF, cred că pierdem ceva fundamental din vedere și anume Bitcoin-ul. Da? Dacă, să zicem, Bitcoin nu se listează ca ETF, el e mai puțin valoros sau nu mai e bun, îl aruncăm, ce facem? Nu putea să treacă ziua fără să vorbim despre Bong, după cum știți, e preferatul meu. Deja au început articolele cu Bong, se duce la zero, a mai căzut 10%. Momentan, față de all-time high, aproape minus 50%. Da? Și credeți-mă că acolo spre all-time high era în grămădeală mare, pentru că oamenii erau panicați, pierdem Bong, ce facem? Nu mai suntem milionari, nu știu ce.
Proiectele de genul ăsta n-au nicio narativă solidă, n-au cum să reziste în piață, da? Decât dacă băieții deștepți pompează bani, bagă bani în marketing, în publicitate, bagă bani în pisă. Da? Sunt genul de proiecte care vă pot face foarte mult rău. De aceea sfatul meu este să aveți grijă cu genul ăsta de proiecte. Justin Sun este un tip controversat în industria cripto, cunoscut de mulți, fondatorul Tron, investitor pe la HTX, pe la Poloniex, pe la tot felul de combinații. Gen, nu știu, dacă ar fi să-l denumim românește, combinator. Acum văd un articol, a retras 577 de miliarde de Shiba din Binance pentru că prețul crește. Probabil mulți s-ar întreba, păi de ce l-a retras? Că dacă prețul crește, de ce nu le vinde? Nu? Asta ar fi o întrebare logică. Nu știu, probabil ceva combinații are el cu Shiba. Bine, asta 577 de miliarde de catraliarde de Shiba înseamnă vreo 6 milioane, adică nu vreo sumă uriașă pentru el. Michael Saylor este un băiat foarte respectat, apreciat acum. El cu MicroStrategy, fondul care deține super mulți Bitcoin, 150.000, 160.000 de Bitcoin, miliarde multe, etc. Ideea este că el acum spune, crede că Bitcoin o să ajungă la $1,000,000. Ideea este că acum e respectat. Acum câteva luni era scuipat, înjurat, mamă ce prost, toți scormoneau în istoria lui, ce greșeli a făcut, ce nu știu ce. Eu vreau să vă zic altceva. În clipa în care meme coinurile sunt din nou pe val, cresc, a fost Bonk, a fost Pepe, astea sunt niște semnale că ăla e cam vârf de piață. Dar mulți le ignoră, nu-și dau seama, da? Când toată lumea vorbește cu ușurință Bitcoin, $1,000,000, bă tată, suntem la 40.000, să ne calmăm un pic. Înțelegi? Suntem la 40.000, nu știu, de cât am stat? O lună, adică n-am stat. Dar tot anul ăsta media a fost pe la 25.000, da? Deci un pic de revenire la realitate n-ar strica. Un analist de top spune că sunt șanse reale ca Bitcoin să testeze 47.000, 50.000. Își dă el niște detalii, nu intru în amănunte. Eu vă zic așa, atât timp cât Bitcoinul nu o să rupă 44.000, da? În primă fază 43.400, dar 44.500, șansele să ne ducem acolo sunt rezervate, da? La cum arată pe grafice acum piața cripto, n-aș putea spune, bă, nu sunt șanse, gata, hai să ne culcăm, s-a terminat treaba bun. Sunt șanse. Întrebarea și mai mare este, ok, și dacă ajungem acolo, ce credeți că se întâmplă? Uitați-vă pe frame-urile mari și o să vedeți niște răspunsuri. Uitați-vă că meme coinurile zburdă libere pe lângă noi. Bine, și alea Bonk începe să se ucă la vale, da? Oamenii vorbesc de milioane cu lejeritate, da? E bine să ne punem niște întrebări. Dragilor, sunt Mihai Daniel, vă doresc o seară bună. Mulțumesc pentru like-uri, comenturi, pentru share-uri. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Ne vedem mâine și cu știri, și cu episod, și pe TikTok, și pe orice, cu vești bune, cu informații utile. Seară